Bună dimineața! Începem briefingul de presă anunțat de către Comisia Electorală Centrală. Nu este conectat microfonul. Merge acum? Da, acum se aude. Mergeți, da, puneți înapoi la microfon, la box. Bine că ați anunțat. Deci începem briefingul de presă anunțat de către Comisia Electorală Centrală. Astăzi, 5 decembrie, are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în câteva localități din țară. Satul Opaci, Raionul Căușeni, Comuna Hârtop, Raionul Cimișlia, Orașul Cupcini, Raionul Iedineț, Satul Bălceana, Raionul Hâncești și Comuna Kniazivka, Raionul Leova. Vă informăm că la ora 7 dimineața, cele 12 secții din votare din aceste 5 localități s-au deschis, iar până la această oră au votat deja 130 de alegători. Tot astăzi, cetățenii cu drept de vot din municipiul Bălți urmau să-și aleagă primarul în al doilea tur de scrutin. Însă, așa cum ați urmărit evoluția deciziilor luate de instanțele de judecată și ulterior acțiunile întreprinse de organele electorale, desfășurarea proceselor electorale în cele 60 de secții din municipiul Bălți au fost suspendate. Am organizat acest briefing de presă pentru a oferi claritate pe marginea acestui subiect. Și în continuare, punctat, voi aduce la cunoștință sau voi reitera acele acțiuni care au avut loc ulterior adoptării hotărârii Comisiei Electorale Centrale, numărul 188 din 1 decembrie curent. Prin acea hotărâre a fost constatată folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de către Partidul Șor, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate, iar în consecință depășirea plafonului maxim. Fiind la o a doua abatere privind nedeclararea mijloacelor materiale, amintesc că prin hotărârea numărul 169 din 20 noiembrie curent, adică până la cel de-al întâilea tur de scrutin, a fost această constatare și de asemenea subliniez că hotărârea Comisiei Electorale Centrale prin care s-a constatat utilizarea materialelor nedeclarate de către candidatul la funcție de primar desemnat de către Partidul Șor a devenit irevocabilă prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 29 noiembrie curent. În aceste condiții am aplicat sancțiunea privind solicitarea anulării înregistrării concurentului electoral Marina Tauber, desemnată de către Partidul Șor, și am transmis materialele către instanța de judecată în vederea emiterii hotărârii respective. La data de 4 decembrie, curent, judecătoria Bălți a adoptat hotărârea prin care a admis cererea Comisiei Electorale Centrale și a obligat Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală Municipală Bălți să emită hotărârea cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Șor, Marina Tauber, candidat pentru funcția de primar în municipiul Bălți. În aceeași zi, Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți s-a întrunit în ședință și nu a adoptat o hotărâre în sensul anulării înregistrării candidatului, dat fiind faptul că a solicitat instanței să dea explicații privind punerea în aplicare în ceea ce privește termenul de executare. Totodată și Comisia Electorală Centrală a înaintat o cerere de apel pe marginea hotărârii primei instanței, dat fiind faptul că judecătoria Bălți
a omis clarificarea și stabilirea în partea dispozitivă a hotărârii, circumstanță ce vizează caracterul executoriu al acesteia din momentul pronunțării. Or, articolul 74 alineatul 5 din Codul Electoral stabilește că hotărârile instanței de judecată sunt definitive și executorii din momentul pronunțării. În dimineața acestei zile, Curtea de Apel Bălți a decis să respingă apelurile declarate de toate părțile implicate în proces împotriva hotărârii judecătoriei Bălți, prin care Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți a fost obligat să emită o hotărâre în privința anulării înregistrării concurentului electoral Marina Tauber din partea partidului politic Șor și să lase în vigoare hotărârile instanței de fond. În aceste condiții, membrii Comisiei Electorale Centrale au constatat imposibilitatea desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar cu un singur candidat în circumscripția municipală Bălți. În condițiile în care legislația stabilește că turul 2 al alegerilor locale are loc cu prezența a doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin. Am decis să suspendăm desfășurarea turului 2 al alegerilor în circumscripția electorală municipală Bălți până deciziile instanțelor de fond și apel vor rămâne irevocabile. Având în vedere aceste circumstanțe, secțiile de votare din circumscripția electorală municipală Bălți nu s-au deschis, iar birourile electorale ale secțiilor de votare returnează la moment, așa cum a fost stabilit în hotărârea Comisiei Electorale Centrale, documentele și materialele electorale, inclusiv buletinele de vot. Am fost informați că până la ora 8, mai mult de jumătate din secțiile de votare deja au returnat aceste materiale către Consiliul Electoral de Circumscripție Municipală Bălți. Suntem conștienți că această decizie va trezi un val de nemulțumiri și confuzii în rândul cetățenilor cu drept de vot din municipiul Bălți. În acest context, venim cu un apel către alegători să nu meargă la secțiile de votare, să dea dovadă de înțelegere, responsabilitate și să evite situațiile în care poate fi periclitată ordinea publică. Pe parcursul zilei, vă vom informa despre desfășurarea procesului de votare în localitățile unde au loc alegeri. Noi am anunțat că este un briefing, dar am decis cu colegii că vom răspunde și la întrebări. Da, vă mulțumesc. Cum explicați și cu organizării alegerilor din Bălți? Știm că este prima dată în istoria țării când oamenii cu 30 minute înainte de deschiderea secțiilor au fost anunțați că alegerile sunt anulate. Cum se explică acest lucru? Așa cum am anunțat anterior, eram în așteptarea deciziilor instanței de judecată, ori doar în baza acestora noi am putut să venim cu hotărâri privind organizarea turului 2 de scrutin. Deci, în lipsa unei decizii a instanței de judecată, nu aveam și noi în acel moment o claritate privind modul de organizare a turului 2. De îndată ce a fost decizia Curții de Apel Bălți, am acționat în conformitate cu aceasta. Dacă vor... Ce a necesar atât de grav de lume noaptea cu încălcarea procedurilor instanțelor să fie scoate în bursa electoral un candidat care în primul tur a acumulat practic jumătate din vot? Cum așa? De ce noaptea s-a făcut o tot decizia aceasta? Deci, da, vreau... Democratic este acest lucru. Am să las și colegii să intervină pe parcurs și dacă va fi necesar, voi veni. Ar fi fost corect și democratic dacă vreau să vă prezentați și spuneți cine sunteți. Alexandru Scapă, reporter 6. Foarte bine. La prima întrebare, să luăm pe rând. Comisia Electorală Centrală a aplicat legea așa cum este ea în vigoare la moment. Deci articolul 145, alineatul 2 din Codul Electoral, spune expres că în turul 2 pot participa doi candidați sau altfel spus, turul 2 se realizează dacă sunt doi candidați. Mai departe, în Republica Moldova, actele judecătorești sunt obligatorii pentru toți. La moment, Comisia Electorală Centrală s-a pomenit
în dimineața acestei zile, cu decizia Curții de Apel, definitivă și executorie, prin care a exclus un candidat din cei doi. Respectiv, pur și simplu, tehnic, nu pot să aibă loc alegerile cu un singur candidat. De asta și Comisia Electorală Centrală a aplicat exact normele care sunt în vigoare la moment și a suspendat alegerile în circunscripția Bălți. Vă rog, domnule Postica. În primul rând trebuie să punctăm câteva lucruri foarte importante. Nu este pentru prima dată în istoria electorală a Republicii Moldova când un concurent electoral pentru admiterea conștientă și deliberată a încălcărilor electorale este exclus din cursa electorală. Al doilea aspect. Legislația electorală prevede foarte exact că toate litigiile electorale trebuie să fie soluționate până în ziua alegerilor. Respectiv, instanțele de judecată aveau obligația să examineze cât de târziu și să pronunță hotărâri până la deschiderea secțiilor de votare. 3. Comisia Electorală Centrală a pus în executare o hotărâre definitivă și executorie a Curții de Apel Bălți. 4. Procesul electoral este suspendat în cazul în care, prin o decizie irevocabilă a Curții Supreme de Justiție, eventual este adoptată o decizie favorabilă concurentului electoral, o să decidem în consecință, o să ne întrunim și o să vedem cum este reluat procesul. De asta și el este suspendat la această etapă. La faptul că suntem cu foarte scurt timp, chiar când asta, cumva, viitor cetățenii nu se vor gândi, se va suspenda și asta nu mai face să mergem la vot. Întrebarea este foarte retorică, din câte înțeleg eu, pentru că noi suntem într-o situație în care putem să zicem să nu executăm, noi suntem în fața unei alegeri. Să nu executăm o hotărâre judecătorească, care este executorie, prevalând asupra la ce? Și favorizând în continuare admiterea anumitor abateri și încălcări ale legislației electorale? Scuze, da, cred eu că prevalează până la urmă respectarea legislației și nu favorizarea celor care încalcă legislația. Ar putea și niște candidați să participe și după suspendarea decideți următoarea dată a legislației? Potrivit regulilor generale de legislației electorale, concurenții electorali care sunt responsabili de încălcarea legislației electorale, tehnic se exclud din cursa electorală. Dar la această etapă, atâta timp cât nu există o ultimă decizie irevocabilă a Curții Supreme de Justiție la această temă, cred că este prea devreme să facem anumite concluzii. Dar faptul că 9.000 de lei a fost suma maximă și de la acest bani la urmă s-a pornit toată aceasta, probabil că cheltuielile sunt mai mari acum pentru reorganizare și multe alte activități. Considerați că totuși această sumă trebuie să hotărască care s-a depistat. Mulți experți au comentat că au verificat deciziile inițiale care la ce s-a întâmplat în această săptămână. În calitate de raportor la acest subiect și sunt sigur că și colegii membri care au susținut proiectul înaintea de mine, noi nu ne-am uitat la sumă, pentru că legislația electorală nu prevede un cuantum exact minim pentru care un concurent electoral ar putea fi exclus din cursa electorală dacă nu a declarat cheltuielile pe care le-a utilizat în cursa electorală. Aici trebuie să subliniem că concurentul electoral a fost deja sancționat mai blând decât prevede legislația cu un avertisment, pentru că pentru utilizarea resurselor financiare nedeclarate în campanie,
sancțiunea este destul de clar stabilită. Anularea înregistrării. Comisia Electorală Centrală a fost tolerantă față de acest concurent electoral la prima etapă, când a constatat un fapt de utilizare a resurselor nedeclarate în campania electorală. Asta este deja al doilea caz documentat și dacă o să trageți atenție, inclusiv ieri, în hotărârea noastră, am oferit termen concurentului electoral să prezinte informații suplimentare referitor la utilizarea resurselor și mijloacelor financiare nedeclarate în campania electorală. Deci, concurentul electoral, respectiv din punctul nostru de vedere, oricum continuă practica nerespectării transparenței finanțării campaniei electorale, indiferent de tipul și numărul sancțiunilor aplicate. Eu aș vrea să subliniez, revenind la suspendarea procesului privind organizarea celui de-al doilea tur de scrutin în municipiul Bălți, și să subliniez faptul că, fiind în prezența unei decizii a instanței de judecat, unei decizii executorii, și dat fiind faptul că prin această decizie s-a dispus anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber din partea Partidului Politic Șor, deci în niciun caz nu s-a mers cu organizarea în continuare a turului 2 cu un singur concurent, așa cum s-a vehiculat anterior. Deci Comisia Electorală Centrală sau o eventuală includere a unui alt candidat în locul celui care a dispus instanța să fie exclus. Exact. Deci noi am aplicat în conformitate cu codul electoral prevederea că nu pot fi organizate alegerile dacă nu sunt doi concurenți. Din acest motiv, procesul a fost, subliniez, suspendat. Doamna președinte, cine își asumă suspendarea acestui tur, toate cheltuielile, da? Și dacă nu e aceleași situații când deciziile se iau noaptea și toți sunt într-un noapte, ca pe timpul la Părtiunului, care cumva a fost un regim care ați încercat să îl schimbați și iar și parcă să revine la acest regim, un deja viol. Doamna președinte, dacă dumneavoastră, cunoașteți la ce oră se deschid birourile electorale în ziua alegerilor? Nu cunoașteți. Cunoașteți la ce oră se prezintă funcționarii, membrii birourilor electorale în ziua alegerilor pentru a organiza procesul electoral în secția de vot? Dacă nu cunoașteți, vă spun eu. Începând cu 5 dimineața, Comisia Electorală Centrală a luat hotărârea la 6:30. Deci, în ziua alegerilor, membrii Comisiei Electorale Centrale, prin definiție, la 5 dimineața deja sunt aici. Deci nimeni nu a făcut nimic noaptea. Dacă pentru dumneavoastră 6:30 dimineața este noapte, probabil suntem diferiți cu ce s-a zis sau noapte. Am întrebat doamna președinte cine își asumă și dacă ceva semnător pot și-o rege. Și dacă să vă uitați atent în codul electoral, toate cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor sunt suportate din resursele financiare ale statului. Referitor la asemănarea cu alte regimuri, decizia va aparține, dar cert este că nu puteți să faceți paralele între astfel de situații, ori ele sunt incomparabile. Și dacă îmi permiteți, stimați colegi, în virtutea hotărârii care am adoptat-o astăzi dimineață, noi am obligat sau în continuare hotărârii cu privire la stabilirea atribuțiilor suplimentare pentru diferite autorități publice, noi am obligat colegii de la Inspectoratul General de Poliție să ne asiste în transportarea sigură a tuturor materialelor electorale la Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți, potrivit
ultimilor date care au fost comunicate de colegii de la EGP, către orele 8.00, deja 40 de secții de votare au transmis în totalitate toate materialele electorale și altele stau în rând pentru a transmite, pentru că toată această procedură se urmează în mod corespunzător. Și cel mai important aspect, la nicio secție de votare nu este înregistrat niciun incident și nu există niciun fel de incidente înregistrate de Inspectoratul General de Poliție cu referire la închiderea sau suspendarea procesului de votare. Alegătorii au înțeles mesajul, alegătorii sunt conștienți că instituțiile statului trebuie să reacționeze imediat, prompt, exact așa cum a cerut Curtea Constituțională în hotărârile sale atunci când merge vorba din încălcările electorale. Și eu sunt sigur că alegătorii din municipiul Bălți vor înțelege faptul că orice încălcare legislației trebuie să fie sancționată, cât de dur nu ar fi sau cât de dură nu ar fi această sancțiune, și vor fi toleranți și înțelegători, așa încât să se pregătească pentru continuarea procesului imediat ce va fi o hotărâre judecătorească irevocabilă la acest subiect. Vor fi critici din partea diplomaților și a partenerilor externi. Cumva sunteți gata să vă asumați, să dați demisie de onoare? Demisie... Pentru acest eșec al turului, voi la fel, ieși din comun. Demisie de onoare poți să o solicite atunci când este vorba de admiterea unei încălcări. Orice ce avem noi la această etapă nu este absolut nicio încălcare. Și dacă mi-a fost adresată mie întrebarea, eu tot am să vin cu o completare vis-a-vis de faptul că la întrebare de fapt mai mult retorică dumneavoastră, invocând cheltuieli. Deci, ieșind din această logică, organul electoral ar trebui să nu aplice sancțiunile pe faptul încălcării de către concurenții electorali în ceea ce privește declararea mijloacelor financiare în campanie electorală. Ori, legislația la acest capitol este una foarte exactă și explicită și prevede articolul 75 pentru nedeclararea mijloacelor financiare sau depășirea plafonului, dar accentuez nedeclararea mijloacelor financiare, fapt constatat. Deci, în cazul în care organul electoral nu ar fi reacționat, iată, atunci cred că eram în prezența unei inacțiuni din partea organului electoral. Ori noi am aplicat exact legea. Și în contextul dat, vreau să vă aduc drept exemplu ceea ce prevede codul de bune practici în materie electorală aprobat de către Comisia de la Veneția. Tot ce ține de finanțarea partidelor, a candidaților și a campaniilor electorale trebuie să fie transparent. Și această transparență este și în corespundere cu principiul egalității de șanse. Ori nu poți să privești pasiv și să nu acționezi atunci când concurenții electorali, de fapt, nu sunt în condiții egale într-o competiție electorală dacă utilizează mijloace financiare nedeclarate. Și n-am să mai pun accentul pe faptul că și acest cod de bune practici în materie electorală prevede anumite situații când alegerile pot fi anulate în cazul constatării unor nereguli. În cazul partidului nostru, când a fost în 2014 scos, ulterior s-a recunoscut că a fost o greșeală și în cazul domnului Năstase la legi locale, cumva, adică ați putea călca pe ce ești greu. Nu putem compara aceste două specii, ori în cazul nostru este vorba despre mijloace financiare nedeclarate. Avea domnul Mustață o completare. Vreau să completez un pic, să adaug ceva. Toată lumea confundă, are impresia că Comisia Electorală Centrală
ia toate deciziile în această țară. Deci, Comisia Electorală Centrală activează în limitele competenței sale, dar este și instanța de judecată. Și, de fapt, CEP a solicitat instanța de judecată, care a analizat după ore în șir de ședință, încă o dată argumentele care au fost prezentate de toate părțile și a emis o decizie. După care Curtea de Apel încă o dată a analizat, iarăși după ore de ședință și iarăși a emis decizie. Eu nu văd care e eșec organizării alegerilor, pentru că în alte localități alegerile încă se desfășoară. Azi, turul 2, merge bine, mersi. Bălți a doilea oraș după Mărinte. Bine, Bălți este un oraș în rând cu alte oraș unde se organizează alegeri. Pentru Comisia Electorală Centrală, fiecare localitate este la fel de importantă. Mersi. Întrebat dacă le s-au dotat celor aproape 50% din bălțeni care au votat în primul tur în dreptul la vot în al doilea tur, la decizia care au luat. Deci, nu 50% din bălțeni dau citirii numărul de alegători care au participat la alegeri în turul întâi de scrutin. A fost 32,73%, dacă nu greșesc. Deci, circa, în total, din 102.000 de alegători din listele electorale, au votat 32% din alegători, 33% din alegători, cer scuze. Deci, nici de cum 50%. Dar le s-a întâmplat la aceștia care au fost, care au avut exemplu și contracandidatul să vădă? Și trebuie să spunem pe cântar și cei care li s-au încălcat dreptul prin faptul că concurentul electoral care a obținut peste 15.000 de voturi. Exact aceeași întrebare este și vis-a-vis de ceilalți alegători din municipiul Bălți care au venit la vot. Deci noi suntem în situația în care trebuie să punem pe balanță atât alegătorii cei care au votat în favoarea unui concurent electoral, fie în defavoarea acestuia. Și respectiv, atunci când este vorba de abateri și încălcare legislației electorale, noi am acționat în consecință. Și nu ne-am orientat la preferințele politice ale alegătorilor, dar am pus pe balanță anume respectarea legislației electorale și restabilirea echilibrului pentru toți concurenții electorali implicați în cursa electorală. Ați fost acuzat, domnul Costitiu, că dumneavoastră ați primit direct indicații de la doamna Maia Sandu că v-ați îngroiesat această decizie și tot ce s-a întâmplat. Cum comentați aceste acuzații? Dacă se poate, eu nu o să comentez foarte mult aceste acuzații. Dar cel mai important este că în spațiul public în ultimul timp au fost diverse acuzații cu referire la diferite nume care ar fi coordonat, organizat toată această procedură. Și pentru generatorii acestor speculații le-aș sugera să se aprecieze până la urmă cine este acel responsabil din umbră pentru toate aceste, între ghilimele, ilegalități admise de Comisia Electorală Centrală. Și, nu în ultimul rând, vreau să menționez încă un lucru foarte important. Comisia Electorală Centrală este un organ colegial. Deciziile se adoptă de majoritatea membrilor Comisiei Electorale Centrale și nu de un membru singur, indiferent care ar fi statutul acesta. Un membru sau fiecare membru din Comisia Electorală Centrală are un singur vot. Credem că v-am răspuns la întrebările dumneavoastră și încheiem acest briefing. Vă mulțumim pentru participare. Vom anunța să punem dată.